Poți că eu acum în Franța, într-o excursie scurtă, mi-a demonstrat cât e de delicată și cât sunt eu de bou, într-adevăr. Am un prieten care a plecat de 11 ani în Franța și ne-a sunat într-o seară, zice, băi, veniți urgent mâine, au și pe nevastă ta, că am ceva să vă spun. Și eu m-am speriat, îți dai seama, zic, băi, zic, avea cancer, am închis telefonul, i-a zis, nevastă, are ăsta cancer, trebuie să mergem să-l vedem. Nevastă l-a sunat plângând, bă, ai cancer, ce dolarea cu descroafă, că n-am niciun cancer, vreau să mă căsătoresc, am găsit o pariziancă din Dorohoi și vreau să facem nunta să ne fiți nași. Pe scurt, i-a zis, oricum, i-a lăsat în varianta mai ieftină în mormântare, adică era mai mult, la naș trebuie să dai mai mult, știi? Zic, bă, dar după azi pe mâine, lasă-mă că v-am luat eu bilet, ne-am luat doar dus, ca să știți, prieteni foarte buni. Am ajuns în Paris, frumos, 20 de ore a durat excursia, trebuia să mă întorc, aveam spectacol. Ne-am plimbat pe străzile alea, frumos, Parisul, cine n-a mai fost, dar cine a mai fost, știi foarte bine. O apă, după aia la Louvre, acolo, îl vezi de afară, că n-ai bani să intri și... E o piramidă de-aia făcută de un român, am și o glumă tot timpul, o fac, am un poloboc la mine și îl pun pe piramidă, zic, băi, sus-o pe la Chedere, în fine. Ei nu prinde glumă, eu zic, băi, ești comediant în România. În fine, și după aia am fost la Podul Dragoste, unde pui lăcățele cu persoana iubită, am pus cu toate curvele cu care am fost la Paris, am pus cu... am dat la bani pe lăcățele. Acum am pus cu nevastă mea unul. Glumesc, de 20 de ani cu aceeași femeie, doar cu ea am pus lăcățele, ca să știți. Da, vă mulțumesc foarte mult. În 20 de ani eu n-am fost niciodată la curve. Nu, nevastă mea a zis, bă, ca să trecem peste momentul ăsta, poți să mai zici mie din când în când că nu mă supăr. Am mai zis așa, mai veneam back toate pe acasă. Ce faci, curvă? Bine, mă, dau și o muie. Fă tu o labă. A, bine, lasă. Cam atât e maxim de murdar cât e la noi în familie. Dar plimbam prin Paris pe acolo, am intrat pe o stradă unde erau numai restaurante scumpe, erau la meniurile alea șef de două stele Michelin, eram la modul, băi, nene, nu se poate, ce-o e aici? Zic, cine mânca aici? Că numai nu cai 1000 de euro, știi? Și la un dat prostul se oprește și zice, cum ar fi, mă, să fie o masă rezervată pe numele Bobonete aici? Băi, știți cum m-am bucurat, ținând cont că era biletul plătit doar dus și pe numele meu, cardul meu? Dar am fost, yeeey! Zic, da, e? E! Ce mă înțeapă mă așa de mă mulți să intre. Hai să intrăm, hai să intrăm. Bă, când am deschis ușa, bă, te lovește opulența aia așa de miștoară. Tu nu ești obișnuit, mă. N-ai văzut în viața ta așa ceva. Eram la modul, na, era mai ca să mă rănăile, era mă, nu intru aici. L-am apins din spate, hai da, mă, să... M-am uitat, fiecare scaun de la fiecare masă avea 6 furculițe, 6 lingurițe, 6 cuțite. Am zis, mă, numai dacă le linși și te saturi, da, apoi să mă știi să și mănânci cu ele. Nu erau scobitori, zic, panica românului în străinătate, că îți rămâne carnea măsea și ești... Ustuț, tiț, ud, în... stejarăn, fagăn, la... scobitoră, e, las, cosug, și o extrași tu ca minerul, știi el? Am intrat frumos, am mers în spate, ăsta al meu, 11 ani de Franța, vă dați seama, a ajuns și a tras scaunul frumos de nevastă, la autoritățile astea franțele, i-a tras și eu frumos scaunul de nevastă, mă, nevastă, mă, dacă la țară s-a ridicat, mi-a tras și mie ea scaunul, după aia, l-am tras și eu iar ei, m-a ridicat, iar s-a ridicat ea, iar, uite, așa, un sfert de oră, zic, trebuia să luăm un copil cu noi, mânca v-aș gura, să stăm și noi cum trebuie la masă, știi? Ne-am așezat până la urmă toți, în același nivel, am zis, 1, 2, 3 și gata, mă, lasă așa. Și eram cap în pământ așa, așa, te-am scos grasule să văd și tu ce mișto e viața aici și care ești bolnav pe crâmbuși, mă, dar și care eram cap, mie îmi plac crâmbuși, mă, dar să știi, și eram așa. Bă, și în secunda a doi, prostul, după 11 ani de stat în Franța, dă golul minutul 94, răstoarnă situația. Ridică mâna și zice, grason! Bă, când a zis grason, inima mea a fost așa, pam, 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 pam! Bă, deci... Cer scuze, jumătate de sală n-a râs la treaba asta. Încă e lume tensionată. Ce a zis, mă? Grason. Și ce dracu, râdem așa la orice de bani ăștia? A făcut franceza cu mine și cu prietenul meu, e clară treaba. Noi am fost 4 ani de zile corigenți la franceză în liceu. Era, mi-aduc aminte, mă ridicai. Bobonete, chesti că vă zavă prepare purojudiala la franse. Eram, nu zavă prepare purojudiala la franse, că munșia mânca moncaie. Aici, asievu, tra, la aici, ce-i să mă zic? Că și ea mânca câinile caie, tu ești prost la cap. Și cât ți-a dat? Trua, 13, maxim cât se dă în franceză la dobitoci, cum ar veni, știi? Bă, acum aia că n-ați râs nici acum, nu știu ce să vă fac, nu e vina mea. E... Până și grasoana a fost pe genul. Ce? Da, grasoane, tu iau tălpul ăsta, uita cum menzile al dragi acum, știi? Vine grason cu mână la spate, îmbrăcat, costum negru, mără să stă înțepat, așa. Bă, când vine unul cu mâna la spate, așa înspre tine, într-o țară străină și nu știi ce are acolo, m-a luat puțin bani.
Mamă, zic, e de bătaie, mâncați aici gura ta, să văd ce o avea acolo, ca să știu unde lovesc. Eu am jucat barbut, banii mari deasupra, zic, să vedem cu ce dă ăsta. Zic, stai așa, nevastă, mi-a pus și ea mâna pe furculiță, că a văzut filmele cu Liam Neeson, să-i tăiem tendonul. Zic, îi scot inima, muși din ea, țin la ăștia, băi, eu zic, dă-mă rău, a făcut-vă în gura. Adică la momentul ăsta, zic, panicăm. Și vine ăla, zic, mamă, zic, o avea un bocan ceva. Că zic, de-aia sunt de fapt 6 tacâmuri la fiecare chestie, zic, îți pune friptura și te testează să vadă dacă tu știi să mănânci la 200 de mișlin. Și m-am adus friptura, aveți 6 furculițe, ce variantă alegeți? Varianta C. Bang! Greșit, dă-te dracu, nu știi să mănânci la noi, ieși afară și te rogăște cu bocancul ăla. Avea meniurile, bineînțeles, ne-a pus meniurile pe masă, iau meniu doar în franceză. Deci eram... Le puneam așa în lumină, cum era origlele alea cu Tom și Jerry, de-l prindea, nu-l prindea, știi? Că mă gândeam că poate de la lumină, mai apare vreo limbă, ceva, știi? Nu era, dar fiți atenți la nevastă mea, deci nevastă mea cu meniu în mână care știe franceză din Dallas, adică era la modul cu meniu deschis și făcea... Mă, venea să întreb ce episod, n-au păstăi cu usturoi, ca la care prunea, că... Moartea e asta, e păstaia cu usturoi de după ce mănâncă 3 zile când fuți, zici că fuți șerpi în casa aia, la modul ăla, știi? Dar era la modul, trufe, da, mă, cac în ele de trufe, n-aveți păstăi, da, să mergem, ratatui, dă-te dracu de aici, de bucătarul curului, știi? Până la urmă am zis să salvez situația, am închis ochii, am pus mâna oriunde, am zis six, bă, când am zis six, grason a luat o razna, era la modul, nu, mă, că te fluse ne mântă fremerere, se ne pliucă. Eram la mod, bă, ce dracu i-fi făcut, mă, mâncare, zic, oi fost meniul, scria ciorbă de burtă mii și nu știu ce, și undeva mare scria s-o fut pe mă, dar acolo pusese meu degetul, știi? Era cu mântă fluvă, mă, să a terminat, zic, ai terminat, da, cu de toate. N-am știut ce să zic. Au venit farfurile, bă, arătau impecabil, deci vă jur, farfurile arătau incredibil, numai că nu știam ce mănânc. Zic, hai să intru pe Google Translate, să trec un mor prost, am venit și eu la 2-3 mici, nu știu ce să povestesc nepoților. Intru pe Google Translate și dau ce scrie în meniu acolo, îmi dă Google Translate înapoi, mâncam coițe de curcan. Nu râdesc, că sunt foarte bune. Cu pizdurici de vită în sos de macrou. Asta mâncam eu, știi? Am trecut peste asta cu coițele de curcan, m-am gândit puțin, am zis, mamă, cât de șmecheri suntem noi ca rasă dacă am reușit să le mâncăm cu aia astura. Adică, suntem superiori, mă, adică în războiul nostru ăsta, de l-am avut noi curcanii care au pierdut, știi? Bătaie, de-aia, nenorocire, și la un moment dat au terminat și a zis, bine mă, mâncați-ne, vă mâncăm, vă în gură, la revedere, gata, ați încetat, da, și când am dat să plecăm s-au auzit, lucru, păi nu vă mâncăm noi și coițele, știi? Și după aia pizdulici de vită, o carne foarte bună, extraordinară, doar că am stat și m-am gândit, eu am avut vacă la țară când eram mic, să mă ierte Dumnezeu, vaca n-are pizdulice niciun fel. Bă, vaca are, de ce... E mega mol, are metrou, e mare, mă, ce să mai... Nu-i zici pizdulice la aia, că îmi strigi miere, perle, nu mai știu ce am făcut în viața asta, e la modul ăla. Și cu sos de macrou, eram... Câte șanse erau ca aceste organe să întâlnească pe care naturală vreodată? Niciodată, că nu văd nu văd un curcan cu coițele în mână. Doamna vacă, stai să vă bag și eu astea și spatele lui un macrou. Stai că intru și eu, bag și eu măcar coada, știi? Nu există treaba. Și am început să mâncăm. Ăsta, prietenul meu, și-a luat coaste. Coaste cu sos, adică omul mânca, bă, dar ai sărea din gură, avea pe aici, în gropița dragostei, ulei. Eram la modul, Doamne, mi s-a făcut și mie pofta. Am zis, băi, grason, ia vină mâncoa. Atunci miște și așa pus tot asta de dracu de pizdu, nici până la urmă, știi? Nici nevastă mea n-a rezistat, vreau și eu una, i-am dat, a tras-o pe nas, n-a mai mestecat-o, de-aia a rămas osul în gât. A trebuit să-i fac manevra aia, hufă-n fainer, hafă, fufăr, ca să-i sară osul din gât, adică... Hai că pe germană să-ți mai bine. Și am mâncat ce am mâncat și la final vine grason cu nota. Eu în viața mea n-am dat atâția bani pe pizdurice, trebuie să vă zic treaba asta. Și cu niște boluri cu apă și lămâie este spel pe mână de la sosul ăla, știi? Și din cauza că sunt cretin și eu nu pot să mă abțin de la glume, iau un bol de la în mână și zic în cinstea viitorilor miri care e să fie, să nu știu ce, bă, până să zic eu că e o glumă, nu prostul meu, nevastă sa parizianca din Drohoi, ia bolul, dă noroc cu mine, bea apa, mănâncă lămâia, zice, asta nu-i tequila, uei! Bă, a trebuit să bem toți, deci era în glumă, ai noroc, sănătate, Doamne ajută, ai grason, nu, că mărș, bea! Așa e la român, ne spălăm și după aia bem, dă-te drecu, e o tradiție, știi? Ne-am întors în țară la 20 de ore foarte scurt, ne-am întors cu Izu, când am dus cu taromul. N-au o problemă să zbor cu low cost-ul dacă nu înțeleg de ce trebuie să aplauzi la aterizare.
Bă, tot avionul m-a aplaudat. Am început și noi, eram alături de nevastă. Zic că am dormit, dar de ce aplaudăm? Zic, era unul cu pistolul. Am pușcat jumătate de avion și noi am scăpat. Sau ce dracu am făcut? Ce nu, că am aterizat. A, noi l-am aterizat înseamnă. A murit pilotul. Și cum am stat noi pe scaune, dreapta, dreapta, tot rândul. Hai mă că l-am pus jos de-l dracu și pe ăsta. Bravo, mă, bă, ce român bun. Piloți toți, adică nebunie, mă. Jur, am avut tendința să mă ridic să zic mulțumesc. O nebunie la îmbarcare acolo, s-a blocat ceva exact pe burduful ăla. Și toți românași și buluc ăștia n-au înțeles, erau la un moment dat. Bă, zic, ce dracu ne îngrămădim? Bă, nu că buluc, erau, se împingeau unul de la spate. Hai, da, bă! Și la modul că pleacă, zic, a trecut unul pe lângă noi, la un moment dat era, pardon, 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 zic, unde dracu te grăbești, mă, pleacă ție ăla de Slatina sau cum? Și că erau, parcă erau trei avioane care așteptau și era unul, hai, bă, care mai ești de Slatina, tu, dă-te mă la o parte. S-au lovit cu sacoșele în cap, era unul cu sacoșe de mega imaj, pe cuvântul meu de onoare. Asta și m-am gândit, bă, când pleci din țară, pleci la muncă, e sărac, n-ai bani de untrulor, da? Ți-e o pungă de mega imaj și spui acolo că a trafusă. Dar dacă te și întorci cu ea,